Bună seara și bine v-am găsit la UMFST Live! Sunt Anca Rusu și mă bucur să vă am alături. În cadrul ediției Think and Debate din seara aceasta, tema discuției pe care vă o propunem este Cercul Științific Studențesc, Istorie și Cinema, Istoria prin Cinema. Un cerc înființat la inițiativa studenților din cadrul Facultății de Științe și Litere Petru Maior, Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie George Emil Palade din Târgu Mureș. Cu scopul de a afla mai multe informații despre acest cerc, când anume are loc, cine poate participa la el, dar și ce presupune mai exact, am invitat în seara aceasta doi studenți, Movil Alin, respectiv Shugo Monica, amândoi studenți în cadrul Facultății de Științe și Litere Petru Maior, la programul de studiu Istorie, doi studenți implicați în acest cerc științific și care ne vor oferi mai multe detalii despre aceste întâlniri. Bună seara și vă mulțumesc mult pentru faptul că ați acceptat invitația mea. Bună seara și vă mulțumim și noi că ne-ați primit aici cu mare drag. Bună seara! Pentru început aș dori să vă întreb cum anume a luat naștere această inițiativă a constituirii unui cerc științific studențesc, iar mai apoi ce presupune acesta mai exact? Păi, inițiativa încă era de ceva timp, era doar nevoie de un mic impuls, să-i spunem așa, a fost făcut acest cerc, să-i spunem, științific, a fost făcut de către studenții de la Facultatea de Științe și Litere, însă era un cerc bazat pe lectură sau de dezbaterea unor anumite cărți și când domnul decan a venit anul trecut cu ideea asta de hai să facem ceva mai diferit, să facem ceva bazat pe film, pentru că știți, de multe ori poate o citirea unei cărți sau lecturarea unei cărți durează destul de mult, îți ia o perioadă mai intensă și de multe ori ajungi să citești două, trei ori și la a treia lectură dai de fapt de alte lucruri noi și să realizezi că de fapt nu prea știi multe și am zis că atunci un film poate e mai bine comasat în două, trei ore și avem mai multe perspective din cauza că sunt mai mulți privitori și atunci am decis să unim utilul cu plăcutul, să avem și pe cei care sunt pasionați de film, pentru că sunt destul de multă lume prin facultate, mulți studenți care sunt pasionați, chiar și profesori, și în același timp să facem și ceva creativ și să putem să învățăm unul de la altul prin istorie și prin cinematografie, care sunt destul de strâns legate. Deci să înțeleg că v-ați mutat, practic, această inițiativă care a pornit de la un cerc de lectură înspre a viziona anumite filme și avea ulterior niște discuții în baza acestor filme. În cele ce urmează, aș dori să vă întreb care este scopul pe care îl urmăriți, dar și dacă aveți niște obiective pe care ați dori să le atingeți, desigur cu timpul, acest cerc fiind încă la începutul lui. Viața noastră este trăită în mijlocul unor imagini, sunete, emoții și la un moment dat se nasc o mulțime de diferențe între noi, iar arta, tocmai asta, încearcă să ne unească atât pe noi, cei din prezent, cât și pe noi din prezent, alături de generațiile care sunt de mult apuse. Cercul științific își propune ca studenții care aparțin tuturor specializărilor să se întâlnească într-un singur loc și să facă parte pentru o anumită vreme dintr-o poveste a istoriei, o poveste reală. Fiecare percepe diverse secvențe ale filmului în mod diferit și asta și datorită experienței pe care o are în spate în funcție de trăsăturile de personalitate și de aspirațiile sale în viață. Toate acestea sunt diferite și oarecum duc la apariția unor întrebări care ne pun oarecum în situația prezentată în film și
se naște acel oarecum aș reacționa eu dacă aș fi într-o participant la un anumit eveniment. Deci învățăm să și empatizăm până la urmă. Aș dori să vă întreb când anume sunt organizate aceste întâlniri, ce frecvență au, dacă vă întâlniți, spre exemplu, o dată la două săptămâni sau o dată pe lună, cine poate participa, dacă pot participa doar studenți sau chiar și persoane din în afara universității, iar mai apoi dacă sunt persoane care se ocupă de bunul mers al acestei activități. Am căzut de acord ca cercul științific să fie organizat cam o dată pe lună, pentru a nu aglomera foarte mult nici persoanele care vin, adică persoanele care vin. Eu am considerat că asta e fapt, e sweet spot-ul în care ne-am putea întâlni și prin care să putem și interacționa și pentru acest gen de activitate, propriu zis. Însă lucrul ăsta poate să varieze. Acum anul ăsta studențesc, așa am rămas și am zis că e mai ok. Însă pe parcurs probabil se vor mai schimba anumite lucruri și rămâne să vedem. În general așa am hotărât întrucât să fie fix pe la final de sesiuni sau la anul nostru universitar, la facultate, să putem merge majoritatea. Dar nu este doar strâns, deși am început ca și un cer studențesc, nu vă imaginați că e doar atât. Printre ultimele ture chiar am avut și ele de clasa 12, mi se poartă un lucru foarte drăguț când a venit un student din anul 1 și a adus o surioară mai mică, știi? Asta e foarte faină ideea. Adică participanți poate să fie oricine, pentru că știi, filmul nu prea devine bătrân, nu are o vârstă sau nu se adresează doar unei zone foarte stricte. Și atunci cel mai simplu ar fi să zic că ne adresăm unui public cât se poate de larg, atât tineri cât și mai vârstni sau chiar și mai micuți decât noi. Dacă ești pasionat de film, de ce să nu? Adică poate să iei până la urmă și bunica ta dacă e pasionat de așa ceva. Și nu numai, adică nu sunt abordări foarte elitiste, am spune, sau foarte complexe, întrucât încercăm să fie plăcut pentru toată lumea și să contribuie fiecare prin spectrul lor și cu bagajul care l-au în spate. Nu o să fie o abordare pur istorică sau pur științifică, foarte complexă. Am înțeles. Pentru că cercul se intitulează Istorie și Cinema, respectiv Istoria prin Cinema, aș dori în cele ce urmează să vă întreb care este legătura ce se stabilește între aceste două concepte, istorie respectiv cinema. Istoria și cinematografia sunt în strânsă legătură. Prin intermediul acestora are loc o popularizare a unor informații sau evenimente în rândul oamenilor. Istoria devine mai accesibilă și oarecum mai ușor de înțeles în procesul de cunoaștere a diverselor categorii. Bineînțeles, trebuie să se respecte anumite cerințe care să apropie filmul cât mai mult de realitatea evenimentului. Cum au privit inițial istoricii filmul? Au avut oarecare reticență față de acesta? Iar mai apoi, în momentul în care cinematograful a devenit din ce în ce mai popular și a devenit până la urmă un instrument de transmitere și de vehiculare a acestor cunoștințe sociale, culturale și așa mai departe, cum a fost privit mai apoi de către istorici acesta? Legătura asta, deci cum am spus, între istoric, cinematografie, istorie și cinematografie, film, a fost una destul de strânsă și destul de piperată, am putea spune, cu diverse altercații, mai ales din considerentele reprezentărilor, că inițial filmul a fost, imaginea, fotografia și filmul nu a fost neapărat reprezentări, ci de fapt au fost direct martori. Ulterior a devenit moda aceasta de a reprezenta istoria și era până la urmă cinematografia visului oricărui istoric prin care
puteai fi prezent direct în trecut și existau polemici de mai bine de 100 de ani, pot să zic, între ideea asta de ce ai putut să prezinți ca și fapt istoric și ce poți să prezinți ca și ficțiune. Sau, da. Este o ambiguitate destul de mare și adică să existe susținători atât dintr-o perspectivă cât și din alta și ar fi o polemică destul de mare dacă stau să o dezbat, nu cred că ne-ar ajunge nici măcar o zi, dar în mare parte legătura e una intimă și de fapt mulți folosesc, am văzut chestia asta și la ora, am văzut mulți profesori care folosesc filmul pe post de a stârni interesul copiilor și la clasă, dar de multe ori, din păcate, cam acolo se restrânge toată treaba, nu prea exploatată e metoda asta destul de tare. Aici rămâne, mă rog, relația asta, sau mă rog, polemica asta între Hollywood, mă rog, cinematografie, pentru că, dar până în anii 20-30, cam 80% din filme erau cam acolo făcute, și istorie, și faptul istoric, de fapt, cum poți să reprezinți un lucru, să-l poți prezenta într-o manieră încât să fie și captivant, dar să fie și să aibă și un scop oarecum și educațional. E interesantă treaba și, nu știu, probabil că și dacă zicem o tematică, sau nu știu, dacă dai orice tematică istorică, nu știu, zicem Holocaustul, primele trei lucruri care o să-ți vină minte, probabil că este nazismul, cuvânt evreu și probabil că o să vie la Vita e Bella sau lista lui Schindler. Deci, cum am spus, sunt în puternică legătură și de multe ori au un scop care, mă rog, amândouă au un scop destul de apropiat și urmăresc să scoată cei mai buni, doar că aici intervine și ideea de a se scoate esența din film și să ai ceva istoric plăcut, dar în același timp să fie și captivant pentru public, pentru că probabil o să pui un film istoric, să fim serioși, dacă l-ai face din toate punctele de vedere, chiar cum era scris la cap-coadă, ai ieși la ceva foarte plictisitor sau ceva care poate la un moment dat ar pierde un public. Și atunci trebuie, cum am spus, să ai și o balanță și asta este și polemica, părerea mea, cea mai mare între cele două. Desigur, mulți istorici au privit chestia asta și cu o oarecare căldură. Am observat unii care vedeau istorie, de fapt, adică în viitorul istoriei, filmul, nu știu, un fel de salvare, un fel de trecere, de arhivare a tuturor surselor. Dar aici iarăși intervine o altă problemă, pentru că de multe ori intervine factorul subiectiv în care, nu știu, trece prin pâlnea regizorului sau poate chiar a regimului, că tata ai pomenit, sau, mă rog, cei care se controlează media și atunci intervine o problemă, cât de mult se distorsionează istoria și cât de mult păstrezi din ea. Și atunci, de bune de rele, dacă ai documentul scris în față și s-au scris, se întâmplau și falsuri și în scris, nu neg acest lucru, dar era mult mai greu să-l modifici odată ce era ulterior scris, se făcea deja cunoscut, în timp ce un film probabil poți să-l mai modifici, poți să mai umbli la el, să vei face unele artificii chiar și la fotografie. Am înțeles. Mulțumim mult pentru amplul răspuns. De ce a fost aliasă tematica Primului Război Mondial, a filmelor pe care voi le vizionați? De ce ați țintit această tematică? Aveți un scop anume pe care îl urmăriți? Da, a fost o tematică destul de greu aleasă, faptul că, de fapt, ne-am decis să alegem unul dintre elementele cele mai reprezentative pentru umanitate și atunci am... Deci și al doilea război mondial este și cel mai cunoscut și oamenii erau mult mai bine pregătiți pentru că o trecuseră, evident, printr-un război. Am ales primul război mondial, în primul rând, pentru singurul fapt că e unic în lume. Până atunci nu s-a mai întâmplat niciodată asemenea întrebări sau probleme, cum ar fi sau ce s-ar întâmpla dacă. Și ar fost un război care a schimbat complet viziunea unor oameni. Au fost implicat atât lupta pe front fizică a celor soldați între ei, dar cât și cel din spatele frontului, a publicului care privea neputincios sau nu puteau să mai facă nimic, toată viața lui s-a schimbat
s-au trecut la o altă economie, la alt stil de viață, complet diferite. Și deși inițial era o viziune foarte romanțată a oamenilor, adică erau tinerii care mergeau la război cu zâmbetul pe buze, cântând că o să ajungă eroi sau mai știu eu ce, și după o să ne întoarcem după vreo 2-3 săptămâni, de fapt nu a fost chiar așa, a fost o traumă care a marcat profund viața pe atât a oamenilor de pe front, cât și a celorlalți care stăteau și susțineau frontul din spate. Și atunci am decis că e mult mai reprezentativ, chiar dacă, cum am spus, al doilea război mondial probabil că este apogeul creațiilor de război, toată lumea le știe și mai ales perspectiva aceea a Holocaustului, dar nu numai. Dar am zis că asta este un pic mai underrated, adică este mult mai puțin cunoscut, mai ales din perspectiva cinematografică, și noi am decis ca somehow să aducem chestia asta la cunoștința publicului. Care este lista filmelor pe care le-ați vizionat și pe care urmează să le vizionați în viitorul apropiat? Ce filme reprezentative ați ales ce abordează această tematică? La prima întâlnire am avut Cărările Gloriei, un regia lui Stanley Kubrick. Este o perspectivă venită din Statele Unite. Filmul este din 1957, care a fost urmat de Pădurea Spânzuraților, în regia lui Liviu Ciulei. Apoi urmează Oameni împotrivă. Aceasta este o perspectivă italiană în regia lui Francesco Rossi. Iar următoarele două filme sunt Gallipoli în regia lui Peter Weir și Crăciun fericit în regia lui Cristian Carion. Aveți anumite criterii după care selectați aceste filme? Da, cel puțin lista, cum am spus, este aleasă nu doar întâmplător, ci și pe o perioadă anume. Adică am încercat să surprindem filme din diferite etape sau diferite perioade, diferiți ani. Nu doar din perspectiva, nu știu, a omului de rând sau doar a soldatului de pe front, am încercat să surprindem cât se poate de multe aspecte din punctele astea de vedere, dar și țările în care au fost, nu știu, cum am spus, am început cu Frontul de Vest din 1930, un film anti-război, dar poate continuăm în spate, adică ultimul film care l-am văzut a fost în spațiu, pe frontul românesc, un film românesc din anii 60, care era, mă rog, 60 și Pădurea Spânzuraților, iarăși un film din perspectiva unui regim comunist, și urmează ca mai apoi să vedem și alte filme din alte perspective, nu știu, poate avem germană sau italiană sau multe. Deci astea sunt doar câteva dintre ele. Am încercat în mare parte să alegem și filme care să fie potrivite pentru toate vârstele sau, mă rog, pentru toți, să nu fie chiar și cu un puternic impact. Deși este o temă destul de sensibilă, războiul în general a fost o temă destul de sensibilă, dar am încercat pe cât posibil să fie accesibil pentru toți, să poată fi și procurat pentru toți, pentru că tot noi ne ocupăm și de partea asta de, ok, cum aducem filmele, când punem, și ce e și o muncă în spate, care tot noi o facem. Și atunci am încercat să avem toate criteriile selectate în așa fel încât să fie bine pentru toți. Am înțeles. Pentru că, din câte știu, aceste filme sunt urmate de dezbateri. În ce anume constau aceste dezbateri? Cine participă la ele și ce presupun? Ce anume dezbateți? În primul rând, are loc o prezentare generală a filmului înainte de a vizualiza filmul propriu-zis. După care fiecare participant vine cu o perspectivă personală asupra acestui film. El începe să dezbată anumite aspecte care i-au plăcut sau care nu i-au plăcut, diverse momente cu un impact emoțional mai puternic.
cum au decurs întâlnirile de până acum? Ce reacție ați avut din partea publicului? Le-au plăcut filmele? Nu le-au plăcut? Au dezbătut sau mai puțin? Ce experiențe ne puteți împărtăși? Pentru că deja ați avut câteva întâlniri din noiembrie încoace, de când a fost înființat acest cerc. Și cum anume vedeți voi studenții sau cei care participă la acest cerc? Sunt încântați de ceea ce se întâmplă acolo? În general, avem un feedback destul de plăcut din partea atât a celor noi veniți, dar cât și din partea celorlalți care văd că rămân încă, sunt din la primele întâlniri, sunt aici veterani, am putea să-i numim, și îi văd că se implică plăcut. Adică e un lucru personal care mi se pare genial și lucru pe care mi se pare cel mai bun, unde excelează acest tip de cerc, de debate sau cum vrei să-l numim, în care publicul vine din plăcere și pură pasiune și contribuie din toate perspectivele care le are, adică, cum am spus, nu trebuie să fii neapărat un istoric sau poate poți să vii cu o perspectivă, nu știu, mai medicală sau poți să vii cu o perspectivă inginerească, nu știu, e vorba de front, mă rog, chiar dacă e o temă care poate se schimbă pe viitor, dar e interesant cum toți pot să completeze acest peisaj sau cum un puzzle, i-am putea spune. Și din punctul ăsta de vedere am văzut o reacție destul de plăcută și am văzut o perspectivă așa interesantă în care oamenii chiar s-au interesat și au participat activ pe cât s-au putut și am rămas surprins că multă lume chiar rămâne, adică nu am întâlnit cazuri care să fi venit și să nu fi rămas așa și în continuare. Deci pentru mine a rămas așa o plăcere. A rămas foarte plăcut surprins. Ce înseamnă pentru voi personal acest cerc și pentru dezvoltarea voastră până la urmă? Iar mai apoi, în privința celor care participă la cerc, cum anume își pot lărgi perspectiva prin vizionarea acestor filme, iar mai apoi prin a dezbate conținutul acestora? Pentru mine personal, adică a fost o trecere la film, pentru că sunt mai mult adepta cărților și prima provocare pe care am avut-o a fost să am răbdare să mă uit la un film. Și prezența mea în acest cerc, da, oarecum mă motivează să merg și pe partea aceasta a filmului, să încerc să descoper și metoda aceasta de a aduna diverse cunoștințe. Personal, pentru mine a fost vorba de o dezvoltare de la bun început. Acum poate că am sunat foarte egoist, dar așa e, adică dacă poți să faci ceva care îți place și îți convine într-un mediu plăcut și cu oameni care sunt interesați de aceleași subiecte, mi se pare că e win-win până la urmă. Mereu o să pot vedea perspective diferite când mă duc cu colegii la, noi zicem, movie night sau e super interesant când, nu știu, poate am văzut filmul de 5 ori, nu știu, sau poate și de mai multe unele. Da. Că fiind foarte pasionat de anumite părți sau, mă rog, secvențe anume, fiind o reacție diferită sau, nu știu, pot să văd o altă perspectivă care, mă rog, poate nu m-am gândit niciodată la ea și mi se pare lucrul ăsta super fantastic și mereu rămân așa plăcut surprins. Și asta e problema mai dezvoltare, cred. Adică poți să vezi atât de multe perspective, deși câteodată poate nici măcar nu te-ai gândit la ele. Mi s-a părut foarte interesant ceea ce a spus Monica, faptul că a învățat cumva să-și cultive această răbdare de a viziona un film. Și mă gândea faptul că, de regulă, tinerii sau, mă rog, studenții în general au exact o perspectivă inversă, în sensul în care nu au răbdare să lectureze cartea, ci mai degrabă aleg varianta mai ușoară, zicem noi, să vizioneze filmul. Este o pasiune lectura pentru tine? Pentru mine, da, care e o pasiune pe care am început să mi-o dezvolt încă din perioada liceului.
având profesori care au avut grijă ca fiecare să citească cel puțin o carte pe an, da, în timpul școlii. Și, da, lectura, într-adevăr, ne trimite oarecum să descoperim mai mult și să facem acea comparație între felul în care vedem noi un anumit subiect și felul în care văd și ceilalți. Da. Cum anume ați încuraja voi și alți studenți să ia parte la acest cerc? Cu ce credeți că s-ar putea îmbogăți? Uf, cum ai pus întrebarea asta, de fapt, primul lucru la care m-am gândit era un documentar cu o actriță, Liza Minnelli, mă rog, și în care era întrebată fix același lucru, ce părere are despre film. Adică era foarte asemănătoare ideea cu... Și la care face că, de fapt, ce părere are despre film, le face că e un divertisment. Și așa aș numi și eu întâlnire cu noi, dar într-o manieră bună. Deci, da. În primul rând, de interacțiunea cu publicul și cu colegii care vin să vedem. Asta mi se pare best part, pe lângă faptul că, mă rog, ai o serie de filme care sunt destul de bine alese și am încercat să îmbinăm utilul cu plăcutul și să abordăm anumite tematici care poate nu le-ai găsi altundeva sau cu alte ocazii. Și mai ai și persoanele astea care mereu, dacă poate, nu știu, o să ai tot timpul cu cea care să discuți, chiar dacă ești sau nu atât de intuit, sau mereu să ai o perspectivă diferită sau... Chiar dacă, nu știu, poate pur și simplu ai câteodată nevoie să ai pe cineva să vezi un film, nu știu, poți să mergi. E aceeași senzație ca și mersul la cinematograf și e terapeutic în primul rând, mai ales că am menționat așa puse destul de strategic, da, să fii acolo după sesiune. Deci cel mai, da, simplu, te bucuri de ceva, de un snack alături de niște oameni faini și un film bun, e superb. Asta mi se pare cel mai bun vibe care poți să-l ai. Ne-ai dat și nouă din vibe-ul tău pozitiv, cel puțin mie cu siguranță. Mulțumim mult, Alin. Monica, tu cum ai încurajat studenții să ia parte la acest cerc? Eu i-aș invita pur și simplu cu mine. Și pe parcurs se vor familiariza cu grupa, se va crea acea coeziune și, bineînțeles, că se vor simți bine și bine, vor aduce și pe ceilalți cu ei. Au loc la universitate aceste întâlniri. Nu cred că am menționat în emisiune. Unde ar vă întâlniți? De obicei ne întâlnim în universitate, sala R21. Corpul Roger, da, la Petru Maior, lângă citate, așa. Pentru cei care sunt în campus, probabil că nu se știe, sau cei care sunt mai de departe, sau chiar și cei mai micuți, care sunt, nu știu, elevi, poate se uită și sau, na. Cum anume ați promovat acest cerc? Unde anume vă poate găsi lumea ca să știe când este următoarea întâlnire și ce film se va viziona la următoarea întâlnire? Unde pot găsi toate aceste informații ca să le fie la îndemână? Mi se pare că lista este pusă și pe site-ul universității, dar și pe rețelele de socializare, pe pagina universității UMFST și chiar și pe Instagram, dacă nu mă înșel. O să găsiți probabil și prin campus sau, mă rog, cel mai probabil, știu că în zona Petru Maior avem și afișe, format fizic, ne-am ocupat de ele. Se poate discuta și cu noi, suntem deschiși oricând, dacă au ceva întrebări sau nu știu, poate au păreri diferite, da, sau poate au sugestii, cine știe. Noi tot timpul suntem deschiși la ideea asta, până la urmă și selecția am făcut-o tot în baza grupului, adică noi am discutat și am pus până la urmă cap la cap cum să facem să fie ok. Există un grup de studenți care sunt responsabili cumva de acest cerc, care contribuie la bunul mers al desfășurării acestor activități. Cei care, spre exemplu, aduc filmul, se ocupă de proiectarea lui, cei care țin acele scurte prezentări înainte de a începe vizionarea filmului și așa mai departe. Da, în mare parte avem fiecare rolul nostru, suntem activi pe cât posibil în toate punctele.
Da, sunt unii care se ocupă de procurarea lor, în general mă ocup eu de ele, dar sunt persoane care au și rolul de moderator, în general sunt prezenți chiar și profesorul, domnul profesor sau și domnul, în același timp domnul decan al Facultății de Științe și Litere, domnul Altaroții, se ocupă în general de moderare și ne-a ajutat și el foarte mult și cu ideea propriu-zisă unică și cu ce tematici am mai putea aborda. Deci, cum am spus, fiecare își are rolul personal și cred că n-ar funcționa unul fără altul, adică Corect. am ajuns să fim foarte family așa împreună. Pentru că ne apropiem încet de finalul emisiunii, v-aș dori să transmiteți un gând celor care ne urmăresc acum. Monica? Îi așteptăm pe toți studenții universității și oricând sunt bineveniți, atât ei cât și aparținătorilor. Și sperăm ca prin acest cerc să avem o experiență cât mai frumoasă și să descoperim istoria altfel, într-un mod cât mai interactiv. Cu siguranță. Mulțumim mult, Monica. Alin, care este gândul tău? Băi, aș rămâne cu ideea că filmele sunt precum istoria, sunt de fapt o arhivă a istoriei de 1895 încoace și dacă stăm așa să ne gândim, iar să pot să citez pe Walter Benjamin, de fapt, care spunea despre istorie că cel mai bine vezi istoria printr-o imagine. Așa că mi se pare că cel mai drăguț mod sau cel mai simpatic care se poate transmite un mesaj profund sau prin care poți să interacționezi, poți să primești recomandări, poți să faci ceva util, este prin film și mereu o să ai timp de un film așa, așa că fii deschis la recomandări, nu știu. Eu vreau să vă mulțumesc încă o dată pentru faptul că ați acceptat invitația mea și vă urez mult succes în toate activitățile voastre viitoare și sper că acest cer să înflorească cât de mult, iar sala să devină neîncăpătoare în momentul în care are loc următoarea întâlnire. Mulțumim. Mulțumim. Vă mulțumesc mult! Dragi telespectatori, vă mulțumesc mult și vouă de asemenea pentru faptul că ne-ați urmărit și nu uitați că vă lansăm și dumneavoastră invitația de a participa la acest cerc, Istoria și Cinema, respectiv Istoria prin Cinema. Vă mulțumim și vă dorim o seară cât mai plăcută. La revedere!